Alo? Iar tu? Oh, Doamne, ia trei oară astăzi. Nu, nu-mi pasă dacă asta e șansa mea unică în viață de a obține aspiratorul Sacher 3000. Te rog, încetează să mă mai hărțuiești. Hărțuirea sexuală e un tip de hărțuire menit să rănească sau să intimideze pe cineva. Aceasta poate include glume, comentarii sau gesturi cu tentă sexuală la adresa cuiva sau despre cineva, răspândirea de zvonuri sexuale în persoană, prin SMS sau online, scrierea de mesaje cu tentă sexuală despre persoane pe pereții toaletei sau în alte locuri publice, arătarea fotografiilor sau videoclipurilor cu tentă sexuală nepotrivită, atingerea, apucarea sau ciupirea cuiva într-un mod deliberat sexual, solicitarea ca cineva să trimită fotografii cu ea sau el dezbrăcat, tragerea de hainele cuiva și atingerea cuiva într-un mod deliberat sexual. Dacă ești hărțuit sau hărțuită, nu te învinui. Ideea că cineva și-a căutat-o prin ceea ce a făcut, a spus sau a purtat, este falsă și inacceptabilă. Adesea poate fi util să începi prin a-i spune persoanei care hărțuiește să înceteze. Spune că acest comportament nu este în regulă pentru tine. Dacă acest lucru nu oprește hărțuirea, nu ignora pur și simplu comportamentul. De obicei, ignorarea nu-l va face să înceteze. În schimb, spune despre asta unui adult în care ai încredere. Cu cât mai devreme vei spune cuiva, cu atât mai repede se va rezolva. Ar trebui să ții o evidență a evenimentelor care s-au întâmplat. În acest fel, le vei putea folosi dacă școala sau familia ta va trebui să ia măsuri legale. Ține minte, nimeni nu are dreptul să hărțuiască sexual sau să intimideze pe altcineva, indiferent de situație. Până data viitoare, nu uitați să mă vizitați pe amaze.org sau pe canalul meu de YouTube. Pa, pa!